Bun găsit! Din momentul în care rămân însărcinate, multe dintre femei devin atente la felul în care se alimentează, neglijând pe alocuri emoțiile pe care le trăiesc în timpul sarcinii, care de altfel sunt la fel de importante. Stările, sentimentele pot influența dezvoltarea bebelușului încă din burtică. Despre toate acestea ne va vorbi astăzi Liliana Todose, psiholog, educator prenatal și consultant în alăptare. Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Apar schimbări de dispoziție în sarcină? Oh, da, toată lumea știe că apar schimbări de dispoziție. Am ascultat prezentarea pe care mi-ați făcut-o și am simțit să introduc ultimile cuvinte pe care le-ați exprimat. Pot influența emoțiile, sarcina viitoarei mămici. Da, și mă bucur că din ce în ce mai multă lume este deschisă să asculte și latura aceasta emoțională a transformării femeii în mămică. Așa cum bine știți, cele mai multe mămici într-adevăr se focusează pe alimentație și ce trebuie să fac eu. Ce ne-a introdus, în ce lume ne-a introdus societatea actuală? Într-o lume în care o femeie devine mamă atunci când ea devine matură. Și când spun matură, înseamnă că ea și-a urmat un curs al educației, un curs al profesiei, un curs familial deja, adică în familie ea și-a creat o relație consolidată și atunci vine și timpul când vrea să aibă un copilaș. Nu se mai întâmplă decât foarte rar la 20 de ani, acum a înaintat în vârstă. Exact, procentul mămicilor care devin mame prima dată chiar. Pentru prima oară este undeva după vârsta de 30 de ani. Procentul lor este mult mai mare. În momentul în care o femeie rămâne însărcinată sau există și cealaltă variantă, ea ar putea să nu rămână imediat însărcinată. Și de aici intrăm așa într-un cumul de emoții, de frica de a nu pierde sarcina, un cumul de emoții în care o mamă este foarte focusată pe tot ceea ce se va întâmpla în aceste 9 luni de zile, dacă bebelușul va fi bine, dacă ea are sarcini pierdute anterior. Atunci teama este mai mare. Exact. În momentul în care are o sarcină pierdută sau are mai multe sarcini sau este o fertilizare obținută în vitro sau sunt tratamente, multe tratamente ca femeia să rămână însărcinată, emoțiile sunt undeva la maxim. Este bine ca mămicile care trec prin aceste situații, eu le spun situații speciale, dar revin. Și o femeie atunci când rămâne însărcinată după anumită vârstă are emoțiile firești, dar mai mult în situațiile speciale trebuie să acordă importanță emoțiilor. De ce? Pentru că aceste emoții, dacă nu sunt exprimate, pot genera anumite comportamente, iar aceste comportamente ne pot trimite într-un mod inconștient către diagnostice și nu spun diagnostice majore. De exemplu, o mamă poate să aibă vărsăturile mult mai accentuate, acele vărsături firește prin trimestru de sarcină, dacă fricile ei sunt mult mai accentuate. Sau dacă este o sarcină nedorită, pentru că vorbim și despre astfel de situații. Când o mămică, nu, o femeie nu este pregătită să devină mămică, din nou simptomele pot fi mult mai accentuate pentru că ea intră într-o stare conflictuală. Ce nu și-a dorit. Cu ceva ce nu și-a dorit. Și aceste conflicte, în momentul în care noi explorăm, nu au legătură doar cu starea de acum, cu sarcina. Aceste conflicte, de cele mai multe ori, au legătură cu relația cu partenerul, au legătură cu relația cu mama, cu propria copilărie și aș spune cu imaginea maternă, pentru că acolo unde nu este o mamă, există întotdeauna o imagine maternă sau dacă nu a fost o mamă prezentă în viața femeii care rămâne însărcinată sau este o relație conflictuală cu mama, ea are o imagine maternă, dar ar putea să fie un profesor, o profesoară, ar putea să fie o mătușă, ar putea să fie mama prietenei. Ăsta este un lucru bun, dar dacă ea încă nu știe ce vrea să devină, atunci conflictul este mult mai adânc și trebuie să exploreze. De cele mai multe ori, în momentul în care fata conștientizează că este acolo, este bine să ceară sprijin. Simpla exprimare și explorare
o ajută ca emoțional să fie mult mai echilibrată în următoarele etape. Asta este începutul. Ulterior se spune că trimestrul al doilea este trimestrul în care emoțiile se stabilizează. Emoțiile se stabilizează de ce? Se creează și relația cu fătul din burtică. Mama s-a acomodat în cele 3 luni cu statutul ei. De... S-a împrietenit, nu? S-a împrietenit. S-a împrietenit, da. Nu numai că s-a împrietenit, sentimentele materne. Se dezvoltă. Exact. Ea, trimestrul al doilea, apare cu acea stare de acceptare, cu înflorire. Scapă de acele temeri în perioada aceasta sau încă le mai păstrează? Ar putea să scape sau nu, dar de cele mai multe ori ar putea să le ducă într-un sertăraș, în spate. Să fie ascunse undeva. Exact, exact. Și pot dăuna mai încolo? Da. Pot. Imediat voi spune. Eu evit să folosesc cuvinte de genul dăuna, pentru că noi în cultura românească, era o discuție anterior, preluăm așa niște cuvinte care ne răscolesc. Cum și să care... spunem să fie mai corect sau să fie mai bine? Influențează. Influențează. Influențează, corect. Pentru că, de ce spun asta? Mi s-a întâmplat să intre fetele în contact cu expresii de genul dacă nu fac lucrul ăsta, îmi va dăuna ulterior. Și când ajuns în situația respectivă, deja ea era așa pe un teren minat, sunt aici, nu mi-e bine, sigur, contează e greu. Contează mult și cuvintele pe care le folosim. Sigur că da, contează foarte mult și este bine ca și partenerii să... Bine, oricum partenerii din ziua de astăzi sunt atenți la cuvintele pe care le folosesc și ei sunt foarte implicați în relație și în tot ce înseamnă relația cu puiul nenăscut. Întorcându-mă la trimestrul al doilea, aceea este etapa de înflorire a femeii, iar trimestrul al treilea vine din nou cu emoții, pentru că emoțiile sunt legate de modul ce nașterii. După. Nu, întâi e nașterea. Întâi nașterea. Întâi nașterea. Adică înainte să ajungă în acea etapă cu bebelușul în brațe, au o tranziție. Au o tranziție care poate să însemne nașterea naturală sau poate să însemne operația cesariană. Aici apare teama de naștere, da. Cum va fi. Da, da. Toate femeile trec prin asta și aici eu le încurajez să discute mai mult. Noi în centru organizăm cursuri speciale, pe ședințe, pe subiecte, ca să abordăm tot ce înseamnă emoțiile și nu numai emoțiile, și latura medicală, pentru că ele au nevoie să știe... ce se întâmplă concret în trupul lor. Acele sarcini care au un trecut emoțional mai intens, da? Așa cum spuneam, o sarcină obținută mai greu, o sarcină pierdută, de cele mai multe ori au nevoie de confirmări medicale și aici este importantă relația cu medicul. Eu am vorbit ca și psiholog și ca educator prenatal, exprimă emoțiile, îi spun fetei, exprimă. Spune ceea ce simți. Exact, spune într-un mediu, într-un context pentru tine, adică cu un psiholog dacă poți, dacă nu poți, exprimă cu medicul tău. De ce spun că este importantă relația cu medicul? Pentru că aceste fete vor dori întotdeauna să aibă confirmări că lucrurile sunt ok. Că este totul bine cu bebelușul, exact. Cu ea, că va fi bine. Exact. Dacă ai această confirmare, probabil că și starea ta emoțională este mult sigur mai bine. Că da, gândești că pozitiv, da. Sunt bine, o să fie bine. Dar sigur ce te faci da. În momentul în care nu prea este bine? În momentul în care nu este bine, din nou se creează relația cu medicul și cu investigațiile medicale. Deci acolo medicale. Trebuie să găsească sprijinul. Acolo trebuie să găsească sprijinul. Eu le spun fetelor, frecvent sunt întrebată, am rămas însărcinată, ce fel de medic? Recomandă-mi un medic, lucrând cu graviduțe de 12-13 ani. Eu n-am cum să le recomand un medic și le spun, în momentul în care îți alegi medicul, este foarte important să simți și să conștientizezi ce ai nevoie în timpul sarcinii, pentru că dacă sarcina pune probleme, noi vom avea nevoie de un medic, da, cu confirmări că diagnosticele pe care le-a descoperit au fost ok. Sunt date corect. Exact. De cele mai multe ori fetele se informează în jurul lor, în familie, dar dacă ai nevoie și emoțional, da, vei avea nevoie de o persoană care știe să și comunice, pentru că da, în timpul sarcinii emoțiile fetelor sunt pe primul plan. Eu spun adesea că o femeie în momentul în care rămâne însărcinată, naște și alăptează, își dă un refresh celular. Știe toată lumea, da? Circulă vorba asta, hormonii de naștere, hormonii de sarcină, hormonii de alăptare, dar de fapt chiar este un refresh. Ce înseamnă asta? Înseamnă că celula umană, feminină,
se împlinește prin sarcină, prin naștere, prin alăptare și prin maternitate. Dacă sunt niște emoții neexprimate, dacă sunt niște frici care ne atârnă așa din spate sau de acum, da? Sau dacă a fost înainte o sarcină cu probleme. Exact, exact. Ai căpătat traume, o sarcină, cum spuneați, nedorită, atunci automat următoarea sarcină va fi cu mult mai mari emoții. Exact. Sunt fete care știu deja să gestioneze emoțiile. I-am întâlnit foarte multe și simplu cuvânt, știu că va fi bine, știu că va fi bine, simt gândirea că va fi bine. Gândirea aceasta pozitivă este foarte importantă. Exact. În orice, nu numai într-o sarcină. Exact. Dar cum facem, cum le sfătuim pe viitoarele mămici să gândească pozitiv? Că toată lumea ne spune, trebuie să gândești pozitiv, dar cum faci lucrul acesta? Ce trebuie să-ți spui tu sau ce trebuie să ai tu în minte? Într-o primă fază, exprimarea, totul va fi bine, știu că va fi bine, simt că va fi bine, dar ca să ajung să simt că va fi bine, va trebui să mă conectez cu puiul meu. Și de ce spuneam că trimestrul al doilea este trimestrul acela în care fata înflorește? Pentru că bebele mici și simte, da? Exact, simte. La sfârșitul primului trimestru, da? Îl simte și se creează relația. Și este ok să vorbească. Vin fete la mine care sunt speriate și zic că, dar de ce simți să stai cu mâinile aici și nu stai cu mâinile aici? Păi nu știu. Le învăța să creeze legătura exact, dintre exact. Mamă și făt. Exact, pentru că noi fetele... Deci aici este secretul până la urmă. Gata, l-am înțeles. Deci ai înțeles că o femeie are nevoie să se conecteze cu puiul ei și să-și creeze legătura și să nu fie atât de atentă la un factor extern. Da? Aici, să vorbesc cu el, să simt. Cele mai multe fete instinctiv vor pune mâna pe burtică. Când îmi vine în cabinet o fată care nu era și discută și nu e cu mâna aici... Simt că deja... Vă gândiți că ar fi ceva în regulă. Da. E creată imediat exact, conexiune. Exact. Și îi spun, pune mâna pe burtică. Când ai vorbit ultima oară cu bebiță? Păi nu am vorbit, pentru că nu pot să-l vizualizez. De ce nu pot să-l vizualizezi? Pentru că mi-este foarte frică să nu se întâmple ceva. Hai să lăsăm frica asta. Într-un sertăraș putem să facem asta la un moment dat. Dacă fata nu este pregătită, punem în sertăraș și construim... relația și emoția pozitivă. Vorbește cu bebe, spune-i zilnic ce faci. Toate lucrurile astea sunt ok pentru că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, toate femeile își doresc să fie mame bune. Suntem atât de conștiente. În generațiile trecute nu erau atât de conștiente de mămicia asta. Cred că se întâmpla și de vreme. Adică erau foarte tinere. Exact. Adolescente chiar. Exact. Nu? De exact. La 18 ani, 20 de ani. Exact. Acum mulți ani. Acum sunt mult mai conștiente, mult mai mature și înseamnă că de aceea ele conștientizează mult mai bine procesul acesta. Conștientizează și vine, creierul femeii deja este orientat către informare, către citire. Avem informații peste tot și informarea vine încă dinainte de a rămâne însărcinată, iar mămicia asta conștientă este dusă către, deci când ea a rămas însărcinată, se vede deja cu bebelușul în brațe, vrea să fie o mamă bună, se uită în jurul ei, urmărește cum își educă alte mame, copilașii. Deci, dacă construim pentru după, poate să lase acolo, dacă nu e pregătită să scoată tot. Pentru că se spune că sarcina nu este un moment, eu nu sunt psihoterapeut, dar eu nu lucrez cu ele. În momentul în care le simt că au nevoie de mai mult, le spun, ai nevoie să te duci la una dintre colegele mele. Dar sarcina nu e un moment în care să exploreze, să sape. Sarcina este un moment în care trebuie să gestionăm emoțiile și ulterior să săpăm. Cum le gestionăm pe cele de la naștere? Emoțiile? Bun, am revenit. În moment... Spuneam că asta este o etapă din nou importantă, este un salt, dar cum nasc? Avem o categorie de fete care instinctiv simt să se ducă către nașterea naturală. Instinctiv spun că voi naște și eu foarte ușor, așa cum a născut mama. Este important și dacă mă ascultă mai multe persoane, este important să le povestim frumos despre naștere fetelor noastre, băieților noștri. Pentru că adică și să eu... nu-i speriem, chiar dacă nu a fost chiar atât de bine, au mai existat dureri sau s-au chinuit puțin mai mult, să nu o afișăm chiar așa de exact. Dezastruoasă naștere. E un moment plăcut.
Aș spune că este un moment plăcut, pentru bine, că este o etapă... Doar dacă te gândești nu la fizic, nu fizic, te gândești psihic, este un moment plăcut, că vine pe lume exact, bebelușul mult exact. Așteptat. Dar fizic, într-adevăr, este mai dificil. Când vorbim despre naștere naturală, putem să vorbim despre a te autodepăși, adică este vorba de durerile nașterii, este vorba de contracții și pentru asta noi facem cursuri și avem pregătire psihologică, pentru că intensitatea durerii este atât de înaltă pe cât crezi că este. Și intensitatea durerii este influențată de credințele anterioare, de informația medicală pe care tu o ai, de lucrul cu psihicul, de aceste emoții despre care eu spuneam, de siguranța locului și siguranța relației. Când spun siguranța locului, înseamnă locul în care fata va naște, da, și o să vedeți că foarte multe, nu știu, aleg privat, stat, pentru că acolo se simt în siguranță, și siguranța relației, și mă refer la a se simți în siguranță cu medicul, cu moașa, cu persoana care o însoțește în momentul se respectiv. Să știe că este pe mâini bune, să aibă exact, încredere. Exact. Și inclusiv dula, care este un alt concept nou adus din străinătate, sprijin emoțional la naștere, numai că nu în toate spitalele e ok. Ce este depresia postnatală? Bun. Și care sunt semnele? În momentul în care vorbim despre hormoni, dacă am vorbit destul de mult despre hormonii nașterii, putem să spunem că odată cu nașterea, da, ei cresc gradual, ajung undeva sus, odată cu nașterea, hormonii sarcinii scad brusc. De ce scad brusc? Este vorba de progesteron, pentru că ajută creșterea bruscă a prolactinei, hormonului alăptării. E, aici apar cumva lucrurile puțin controversate. Noi, generația actuală, femei, ne-am învățat să ne folosim destul de mult emisfera stângă. Emisfera dreaptă este cea a instinctelor, a creativității, a verbului simt, și ea este catalogată gen emisfera feminină. Emisfera stângă este a rațiunii, a logicii, a cunoașterii, a ritualurilor, și este catalogată gen emisfera masculină. Dar noi avem și emisfera feminină și emisfera masculină, fie că sunt femeie, fie că sunt bărbat. În momentul în care o femeie a rămas însărcinată, aceasta începe să crească, femininul, da? Instincte, creație, ajunge să nască natural sau să nască prin operație cezariană, asta este o discuție alta, dar în momentul în care a născut prin operație cezariană, posibil să fie puțin bulversată de tot ce vine spre ea, da? Emisfera dreaptă a instinctelor crește. Dar cum vine ea? Ea vine cu vulnerabilitate. Femininul este o ușoară stare de vulnerabilitate din noi. Fetele, imediat după naștere, se simt vulnerabile. Prolactina, hormonul acesta despre care vorbesc al alăptării, generează comportamente de abandon, de trec pe locul 2. Trec, copilul meu va fi în față, nevoile lui primează, nevoile mele sunt undeva acolo. Pentru ca o mamă să nu treacă printr-o depresie postnatală, este foarte important ca ea să se conecteze cu puiul ei imediat după naștere. Conectarea firească, da, pentru că aici vine și rolul meu de consultant în alăptare, conectarea firească este prin alăptare. În momentul în care noi am întrerupt acest proces sau mama nu are conectarea firească imediat după naștere, copilașul este în salonul de nou născut și este alimentat cu lapte praf, da? Cu formule de lapte, atunci există un ușor blocaj. Și de ceva... aici poate să plece anumite semne ale exact. Depresiei? Exact. De aici ar putea să se ducă ușor către o depresie. Cum se simte o depresie? N-aș fi vrut să mă duc atât de mult cum se simte, parcă vine să spun ce să facă să nu sau ajung cum, acolo. Mai degrabă, cum își dă seama familia, să spunem, că să o ajute cumva pe... Cum ar putea să ajute familia? O mămică intră în depresie în momentul în care ea nu-și înțelege rolul. Rolul ei este de a-și alăpta puiul imediat după naștere și de a-și îngriji, de a-și proteja puiul. Instinctul feminin vine cu protecție, așa vom rămâne toată viața cu puii noștri, dacă eu am 3 copilași. Să vă trăiască. Mulțumesc. Așa vom rămâne toată viața cu această protecție care vine instinctiv aici la sânul mamei, vine cu instinctul de a-i hrăni, da?
femininul din noi își va dori să hrănească, în momentul în care o mamă nu este atât de implicată, nu pentru că nu-și dorește, ci pentru că mi-ai spus despre familie, familia își dorește să o ajute și un soț este dornic să îngrijească, să îngrijească copilașul, un soț este dornic să hrănească copilașul, la el va putea să-l hrănească cu biberonul, atunci există posibilitatea să se perturbeze puțin instinctele ei și e un pas ușor către depresie. Ea nu-și înțelege sensul. Se va focusa mai mult pe eu, da? Pe mine, pe ce simt eu și atunci se va simți tristă, va simți că în recuperarea de după naștere va fi îngreunată, adică va simți că o doare foarte tare operația cezariană, că o doare foarte tare epiziotomia, tăietura care ar putea să fie după naștere naturală. Focusarea aceasta pe sine, da, o face ușor să se retragă. Retragerea poate să aducă ce? Sentimente de nesiguranță. Eu nu mă simt capabilă, mă simt incompetentă să am grijă de copilașul meu și de aici se afundă din nou în tristețe, în tristețe. Deci tristețea ar fi factorul principal care ar trebui să pună pe gânduri familia și să vină în sprijinul mămicii cu un psiholog sau... Mă rog, sau cu fapte, aș vrea, da, să vă zic faptele concrete, deci tristețea aceasta. Dar multe dintre persoane se îngrijorează în momentul în care apare plânsul. Da, și plânsul este, da, pentru că tristețea poate să fie însoțită de plâns. Ce vreau să spun este că în ziua a treia plânsul este firesc. În ziua a treia plânsul, da, tristețea fiziologică de după naștere este ok. Plânsul acesta în hohote, în cultura noastră a românilor, este catalogat nu. Așa nu, pentru că poți să faci depresie. Nu plânge că îl stresezi pe bebe. Nu plânge tu că o să ți se oprească laptele. Eu o să vin și o să spun total diferit. Plângeți. Da? Și știți că în cultura noastră deja intră informațiile de la cât mai mulți specialiști. Plângeți. Arătați-vă vulnerabil, da? Scoateți emoțiile. Bine, nu rămâneți în vulnerabilitatea voastră. Ieșiți de acolo. În momentul în care o fată plânge, deja... ele simt că se echilibrează. Eu chiar vorbeam cu una dintre colegele mele în protocolul meu, în consultația în alăptare, întreb cum te simți și eu simt că este încărcată și simt că lacrimile cumva îi vin în ochi. Pun câteva întrebări cheie și în momentul respectiv începe să plângă și își cere scuze și am spus, e ok, asta ai nevoie să plângi, scoate tot ce ai de scos și întreb, după ce ai plâns, cum te simți? Păi simt că sunt dispusă să primesc și sunt dispusă să fac. Adică să primesc, să primească sfaturi de la specialiști și să facă, să fie implicată în relația cu puiul. Ce poate să facă familia? Să-l lase pe pui alături de mamă. Să o ajute și aici aș spune soțului, da, să îl dea pe bebe la sân, să o protejeze, pentru că femeia imediat după naștere este, eu am așa un cuvânt și le spun fetelor la cursuri când vin, e ca o pisicuță, știți cum sunt pisicuțele? Da, stau așa pe lângă tine și vin și se dau. Femeia asta are nevoie. Deci femeia are de nevoie de alint, de protecție, exact, de înțelegere, exact, de... Soțul poate să vină lângă ea și să pur și simplu să o mângâie pe frunte, să o îmbrățișeze. Și atunci ea a primit putere, da? Pentru că 2 săptămâni imediat după naștere, noi numim această perioadă etapa formală, etapa de observare, de cunoaștere a bebelușului, de schimbarea ritualurilor vechi și de deschidere pentru a primi ritualuri noi. În momentul în care vă setați ca în aceste, ei se setează ca în aceste 2 săptămâni să fie pe observare și să răspundă semnelor bebelușului și soțul să răspundă semnelor fetei, dar relația funcționează. Iar bunicilor le spun, e în regulă și știu că au experiență în a crește copii, în a îngriji copii, că au făcut-o. Dar chiar dacă fiica sau fiul nu știe, haideți să-i lăsăm să descopere singuri, iar bunicii pot ajuta cel mai bine prin a hrăni cuibul, adică să facă mâncare, să facă curățenie, să calce, o ajută cel mai mult pe mama care abia a devenit. Aș simt să mai spun așa, pentru că m-ai atins pe un buton, da? Când am vorbit despre depresie. Eu sunt din categoria mămicilor care au născut la 20 de ani, sunt din categoria mămicilor care au născut la 26 de ani și la 34 de ce ani. Ce frumos!
Ok. Și de aici am și devenit profesionist, pentru că și ale mele emoții au fost sus, jos, și căutări și informare. Ce vreau să spun este că nu a existat o vreme a depresiilor. Mulțumesc tare mult pentru toate aceste sfaturi minunate. Sper să ajungă la cei de acasă. Dacă nu, ne vor regăsi și pe Facebook, Să Fim Sănătoși. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Mai avem subiecte de discutat. Ok. Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune. Încheiem aici ediția de astăzi și sper ca toate sfaturile primite de la psihologul Liliana Tudose să vă fie de folos și astfel să vă bucurați de viață fără emoții negative sau stres. Până data viitoare, aveți grijă de voi și să fim sănătoși!